spus că Simona îl place pe Dănuț. Eu am spus. Da, este un lucru total diferit. A place o persoană și ați dori să ai o relație cu acea persoană. Dacă Dănuț ar fi vrut un cuplu cu Simona, cu siguranță se pare că altfel să tălui. Dar întrebați-l pe Dănuț dacă a simțit mai mult decât a plăcea. Păi tocmai asta e problema, că nu a simțit Dănuț. Am simțit că ne permitem niște glume așa un pic mai mult decât... Și atunci când o fată permite unui băiat care nu are nicio legătură cu el să facă anumite glume, asta nu stă de gândit? A văzut, bravo lor, că a văzut bine. Cătălina, ierte, bani. Hai, taci, Simonu, că fii naibii femeie și recunoaște sentimente. Dar voi când ați vorbit atunci de mine, că dau bine, asta nu era bârfă, nu? Deci Dănuț când vorbește despre mine nu e bârfă. Ce dracu am bârfit, că am zis că ești bună? Ai, păi n-ai zis de mine. Trebuia să zici ca să nu mă supăr. Pe ce nu mi-a spus lucrurile astea când eram în platou? Ce lucru? Păi nu vezi, frate, că pe bune... Haide, băi, mă lăsați cu prostii din astea de 2 lei. Am venit să ne dăm la televizor. Platou. Hai, marș. Ca să nu zic altfel. Simona îl place pe Dan. Și dacă îl place, care e, mă, problema? E topită după el. Ești gelos, ești ofticat. Ea e ofticată că Dan o place pe care. Da. Ce de nu, că nu bârfesc, nu bârfesc. Cum dracu mă nu bârfesc, mă face dracu de zic tot ce am văzut dracu. Până gesturi, mă, îți dai seama dacă vezi o persoană sau nu. Nu pe neapărat în vorbe. Exact. Până gesturi. Strâmb din nas, faci dreci. Mulți de aici se lasă influențați de ce se spune asta. Și le pui aici și dintr-o dată nu mai zâmbet, nu mai armonie, nu mai nimic. Crezi că doamna aia cu bârfa zicea dacă nu era material, ce dracu? Nu e conștient cu susul de material. Bă, dacă ele fac chestia asta, credem că cu mine au rupt o fericire și toată emisiunea la atac în fiecare zi, ești nebun la cap. Păi, eu nu fac atât am trebuit. Tu ești mai important în viața asta decât oricine altcineva din jurul tău. Nu știu, frate, pe mine viața asta așa m-a învățat. Eu v-am spus, am avut multe dezamăgiri din partea prietenilor. Cum a făcut ele ăla cu mașină, cu claxon, cu... De ce faci? Că lumea se uită, e clar că lumea crede ce credem și noi, că a vorbit despre vreunii din casă. Și zice, am făcut și noi așa. Păi de ce dracul ai mai făcut dacă nu era normal? Și pe urmă are pretext că de ce zice lumea aia? Păi de-aia zice lumea aia, că tu faci chestiile alea. Și lumea n-are încredere în tine că tu faci chestia asta. Și asta nu le faci așa. Mai întâi vorbesc, fără la valiere, și pe urmă le face. Păi da. În față râde, hi-hi-hi-ha-ha-ha. Și când pleacă proștii, hai să-i bârfim. Eu ți-am spus că ați fost două persoane, ai fost și tu și Carmen și ne dăm prieteni, dacă lasă-mă, te rog. Eu n-am nicio vină, nu știu de ce vezi tu mine și Carmen o vină. Pentru simplu fapt că am trecut, nu, am vorbit și noi când am avut de spus. Fii tare, că e deja început. Și nu pune la suflet tot ce spune lumea. Nu se vorbești? Problema te lasă-ți pe tine singură. Păi că așa am fost întotdeauna, asta să nu-ți iei pe care să ne învăț. Încă ți le dă? La spart, în față. Când nu trebuie atunci, știi? Atunci ne trezim vorbind când nu trebuie. Când trebuie să spui o vorbă acolo și să demonstrezi că ești un prieten, taci. Mă, aici inevitabil ajungi să nu legi prietenii din vina celorlalți. Nu știu ce pana mea m-am trezit eu vorbind. Chiar nu știu de ce. Puteam să zic că nu-mi place, frate, pleacă de aici și gata, lasă-mă în pace. Eu sunt aici în cealaltă la căruță, știi? Hai. Că eu îmi doresc, deci e ultimul bărbat și doar pe el pot să-l am, că altfel n-am. Nu mă mai ia nimeni, știi? Ce să arunc lanțul fericirii, bă, pe canapea. Păi seara asta ne-ai vorbit cu el? Așa, mai cu Simona nu, că deja e supărat. Nu știu ce doamna a făcut afirmații la adresa ei, că se bagă așa și ce, noi n-am zis nimic.